Proiectul privind realizarea portului trimodal în zona liberă a depășit primele etape cu bine și va intra în faza de execuție propriu-zisă a lucrărilor. Este unul dintre cele mai importante proiecte în care este implicată administrația zonei libere. Acest proiect a plecat mai mult la inițiativa partenerului privat, ca să spun așa, Ilerei Logistic. Bineînțeles că am achesat imediat și noi și primăria, fiind un proiect de interes local și un proiect foarte modern. Nu mai există așa ceva în Europa, chiar la acest standard Green Performance Port. Este un proiect nou, modern, cu o finalitate clară în acest moment, datorită faptului că de anul trecut s-a obținut finanțarea și pe partea de investiție. Am trecut de faza de fezabilitate, prefezabilitate și proiectare. Se va termina în 2018 integral. Partea la care zona liberă s-a angajat să o facă, bineînțeles cu subvenție din partea Comisiei Europene de 85%, restul suportăm noi, 15%, este de a moderniza cheul existent al zonei libere și drumul de acces de la intrarea în zona liberă până la cheul zonei. Este un proiect ambițios în care în final barjele vor intra la descărcat sau încărcat mărfuri într-o hală acoperită. Vor fi două macarale de 40 de tone care vor proceda la aceste manipulări. Se vor crea, bineînțeles, servicii conexe specializate și vor crește în capacități cele de transport, de preluare, atât auto cât și pe CF. Calea ferată va fi conectată la această hală. Avem de câștigat toți, în primul rând creăm o investiție nouă și deosebită în Giurgiu, mai ales pe un segment care trebuie neapărat dezvoltat, fiind la Dunăre, acest segment de port. Și în plus de asta creăm niște locuri de muncă, facilităm desfășurarea unor activități suplimentare și de aceea noi, bineînțeles, am achesat de la început la acest proiect. Proiectul poartă denumirea oficială Portul Verde și de înaltă performanță. Valoarea totală a proiectului este de aproape 16 milioane de euro, din care 500 de mii de euro pentru lucrările efectuate de către zona liberă și 1,6 milioane de euro pentru lucrările executate de primăria Giurgiu.